Bună seara, sunt Robert Randafir. Așa cum spunea Olivia la început, am niște ani de marketing online cu focus pe SEO. Cu asta m-am apucat eu de treabă. Între timp am ajuns să fac mai multe, pentru că deschizându-mă acum aproape 2 ani propria agenție, a trebuit să facem mult mai multe lucruri decât SEO ca să putem să ne susținem. Dar în prezentarea din seara asta o să vorbesc despre cum realizez eu o strategie. O să împrumut un pic de la George faptul că e pur și simplu opinia mea, asta fac eu, asta funcționează la mine. Sper să puteți să testați și să mă contraziceți sau nu ulterior. O strategie de cuvinte cheie care generează conversii e-commerce în prima lună, zic eu, de la lansarea site-ului. Am ales să fac pe e-commerce pentru că 98% din timp lucrez doar cu clienții cu proiecte e-commerce și acolo am început să mă dezvolt, acolo învăț și acolo zic eu că aduc un plus valoare. Cu ce încep prima dată? Înainte de absolut orice, înainte să, nu știu, să deschid Keyword Planner, să fac orice altceva, mă întâlnesc cu clientul, discut cu el, vorbesc foarte mult cu el și vreau să știu ce produse vinde și cui le vinde, că e extrem de important. Ce vreau să vând? Ok. Dacă eu am produse scumpe, spune-mi, te rog, că am de vânzare produse scumpe ca să știu cum fac targetarea pe partea de SEO, pentru că ar fi absurd să caut cuvinte generale când tu ai un target medium-high. Dar să mă duc către toată lumea, să mă duc pe growth și să, nu știu, tu să vinzi chestii exclusiviste care se adresează cu totul altcuiva. Spune lucrurile astea, că poate nu-mi dau seama neapărat din site-ul tău, că poate le-ai făcut prost prima dată când ai venit la mine și eu nu-mi dau seama că alea sunt lucruri scumpe. Cui vreau să vând? Am spus. Unde vreau să vând? Și asta e important. Sunt magazine online care, prin specificul business-ului, vând poate mai mult în anumite localități, în anumite orașe sau poate vor să vândă la nivel național sau chiar la nivel internațional. Spune lucrurile astea pentru că ar trebui să ai un minim de know-how în momentul în care ți-ai început business online și vrei să câștigi bani online, ar trebui să ai niște studii mai mari legate de produsele tale decât le am eu în momentul în care ne întâlnim. Iar un ultim punct și poate cel mai important, de ce să cumpere vizitatorii de la mine și nu de la concurenții mei. Încerc încă de la prima întâlnire cu clientul, încă de la primul set de întâlniri cu clientul, să putem să poată să-mi transmită exact ce vrea el să facă cu acel proiect, care sunt punctele lui forte, ce vrea să promoveze și în felul acesta pot să pun bazele unei strategii. Următorul pas, bineînțeles, pentru că vorbim despre cuvinte cheie, mă apuc de muncă. Cum fac asta? Analizez fiecare categorie în parte, alcătez grupe de liste de cuvinte cheie preliminare, combin particularitățile brandului și ale produsului cu expresiile de categorii. Spuneam mai devreme că încerc să-i cunosc brandul, încerc să-i cunosc particularitățile. Cu siguranță din asta o să-mi vină foarte multe idei de asocieri de cuvinte cheie. Folosesc tool-uri care să-mi ofere date despre volumele de căutări și alte sugestii de căutare. Sunt tool-uri de care pomenea și Daniel. Din păcate nu folosesc încă OpenAI, sper să încerc să-mi iasă. Țin cont de căutările locale, țin cont de sezonalitate pentru termeni specifici. Sunt anumite produse care nu se vând în fiecare perioadă a anului. Ar fi absurd să-mi construiesc o strategie de cuvinte cheie pe, nu știu, anumiți termeni care se caută iarna și noi să fim la sfârșitul iernii, ar trebui să-mi pregătesc cumva sezonul următor. Extrag grupuri de cuvinte cheie și le repartizez pe pagini în funcție de relevanță, volum de căutări și grad de dificultate. Aici am lăsat și tool-urile pe care le folosesc eu, altceva nu prea am testat. Keyword Planner-ul știe toată lumea, Autocomplete-ul, Power Suggest, Analytics și Webmaster Tools. În cazul în care am ce analiza, dacă e un client nou. După ce fac strategia de cuvinte cheie, următorul pas e să le și implementez. Încerc să structurez foarte bine, piramidal, structura site-ului, să creez arhitectura, să pot să
creez o corelație logică între pompe și categorie, subcategorie și pagina de produs și evident și pe, și pe axa orizontală să pot să trec într-o parte în alta foarte ușor pe, pe elementul de același, de același nivel. Mă repartizez cuvintele, grupurile de cuvinte cheie pe pagina de categorii, încep și creez conținut pentru utilizatori, cu accent pe utilizatori, nu pentru, nu pentru roboți. Analizez cu tool-uri de keyword density și lucruri de genul ăsta, dar nu țin neapărat cont de ele. Mă interesează foarte mult ca vizitatorul care intră pe pagina aia să găsească informația pe care și-o dorește. În momentul în care el a găsit informația pe care o dorește, indiferent cum a ajuns el, eu cred că șansele de poziționare pe viitor sunt din ce în ce mai mari. Știm cu toții că influențează și CTR-ul, și bounce, și foarte multe lucruri. Nu în mod direct, dar în mod direct e un cumul de factori care, care ți afectează poziționarea pe, pe SEO. Am foarte mare grijă să nu targetez aceleași cuvinte cheie, aceleași grupuri de cuvinte cheie pe mai multe, pe mai multe pagini. N-aș vrea să muncesc foarte mult și să fie banda 70, 090 și să, și să plăm după aia. Și încep să atrag trafic pe cuvinte cheie specifice folosind foarte mult pe cuvinte cheie care au un grad de dificultate mai mic, asta însemnând, asta însemnând long tail-uri. De ce încep eu cu long tail-uri? Și de ce e foarte important să încep cu long tail-uri? Am zis eu așa, bine, poate am fi forțat, că 100 de vizitatori organici din long tail sunt mai buni decât 0 pe cuvinte cheie generale. Corect, doar că mi-am, mi-am început prezentarea zicând că aș vrea să fac acest magazin să vândă din, din prima lună. Dacă eu targetez și mă apuc de nebun să targetez laptopuri, să targetez mobilă, să targetez cuvinte, nu știu, în care poate, poate, peste 8 luni de zile ajung și aduc niște trafic care și convertește, s-ar putea ca după 4 luni sau două luni, dacă e mai grăbit și e clientul care îl, care îl supăra pe, pe Dirge mai devreme, Cătălin. Să-mi zic că nu s-a... Cătălin. Scuze, te-am mai stat, Dirge, să-mi zic. Te zbem bine împreună. Da. Gata, la da, chiar, chiar m-am blocat pe fix să nu te-am zis. Scuze. E ok. E long. Să nu e nevenit. În două luni s-ar putea să fie clienți care să mă, o să-mi spună, băi, m-am apucat, am investit, ți-am plătit un audit, ți-am plătit tot ce ai avut tu, consultanță, toate lucrurile. La mine încă nu se întâmplă nimic, nu am absolut nimic și de-aia prefer să, de-aia prefer să încep cu long tail și să pot să generez niște vânzări, pentru că ca să poți să ajungi să ții un client pe, pe SEO, trebuie să-i aduci profit și trebuie să se vadă profitul ăla din SEO la fel cum se vede din AdWords. Dacă nu se vede după o săptămână de campanie, se vede poate după prima lună de, de campanie în care știe măcar că e pe drumul cel bun. Am început să-mi recuperez din investiție, pentru că la, la SEO el o vede strict ca pe o investiție directă. Băi, ți-am dat niște, ți-am dat niște bani, ar trebui să mi se și întoarcă la un moment dat. Dacă nu încep încă din prima lună să-mi întorc ceva din, din investiția lui, pentru mine, în general, e un, e un client care se transformă într-un client dificil sau poate chiar un client, un client pierdut. Am lăsat și câteva date care să-mi susțină teoria, că peste 70% din căutări sunt făcute pe long tail. Vizitele provenite din long tail au o rată de conversie de 100%. Cuvintele cheie long tail au, în general, un grad de dificultate în poziționare mai, mai mic. Tot ca să-mi susțin teoria lor, mi-am spus că prefer să mă bat cu două anunțuri de pe tocmai.ro decât să mă bat cu Dedeman, Elvila, Mobila Casarosu, canapele. În imaginea din stânga am pus canapea din piele maro. Dacă o să căutați canapea din piele maro pe Keyword Planner, o să vedeți că sunt zero căutări. Așa spune Keyword Planner. Din fericire... E dinul care îți face diferența. Corect. Dacă ai ignora ăla, nu o să ai surprizat de low search volume. Deci e din care mă rog, te deranjează. Ok. Doar că strict, strict pe acest cuvânt, și din AdWords, și din SEO, am client care convertește și convertește tocmai pentru că, că a putut să se focuseze pe el. Deci,
scurit pe long tail, la urmă nu știi că o să căută. Eu mă bazez să-i... spuneam mai devreme când vorbeam cu Daniel în prezentarea lui. Am un magazin online, am 50 sau 5.000 de produse. Produsele alea sunt create ca să fie vândute. Eu, în momentul în care muncesc foarte mult pe pagina respectivă de produs și gândesc niște long tail-uri, automat le fac în mod dinamic la un moment dat. Dar găsesc anumite particularități unde cuvântul cheie principal este foarte căutat și apoi mă duc cu atribute pe acel cuvânt cheie principal, am șanse foarte mari, nu zic de 100%, că n-am de unde să știu, că în momentul ăla nu am datele pentru clientul respectiv, dar am șanse foarte mari să ajung să generez trafic. Din 20 de cuvinte cheie de acest tip, care sunt poziționate în top 3, 5, 1, când ai noroc să fie făcut SEO un pic foarte bine și să lanseze site-ul și să mai și beneficiem de faptul că, nu știu, Google indexează foarte bine site-urile noi în momentul de față și le oferă un mic boost. Poți să fac o comentariu? Te rog. Poți să-ți dai seama de un cuvânt, chiar dacă nu are search volume în Google Keyword Planner. Acolo nu-ți arată cu un volum de căutare mai mic decât 10. Asta înseamnă că acele cuvinte nu sunt căutate deloc. Dacă ți apare în autosuggest sau un relating, sigur a fost căutat cel puțin o oară. Exact. La mână. Și doi la mână, poți să te uiți în Webmaster Tools la cuvintele pe care ai o impresie sau două pe landing page-ul respectiv. Și dacă au avut, înseamnă că au fost căutate. Am și zis, la exemplul meu de mai devreme, când am plecat din piele maro, Google îmi spune că nu e nicio căutare pe lună. Ei, sunt niște căutări pe lună și am aflat că sunt niște căutări pe lună pentru că am optimizat niște pagini ca să vedem ce se întâmplă. Evident, am testat, că nu puteam să fiu convins de la scos. Cum atrag eu trafic din long tail? Te trec foarte mult timp, așa cum spuneam, pe optimizarea paginilor de produs. Construiesc și aici, în cazul paginii de produs, construiesc contentul pentru utilizator și încerc să-mi conving clientul să investească în content și să poată să-i producă content de calitate pe pagina de produs. Unde se poate, evident, unde nu se poate. Încercăm poate să intervenim cu niște lucruri dinamice, încercăm să le oferim niște informații relevante, încercăm să le oferim o experiență de usability mai bună, să poată să găsească informații, să poată să și convertească mai bine și în momentul în care fac optimizarea pentru un site la început, mă gândesc un pic și la CRO și recomand lucruri de usability. Folosesc, evident, particularitățile produselor și mă asigur că sunt prezente în zonele cu impact SEO, adică, ok, chiar o să-mi pun title-ul canapea din piele maro sau chiar o să fac, o să am grijă să existe expresiile pe care le targetez în text, dar într-un mod natural și pentru... Așa. Încerc să-mi cunosc publicul meu țintă, asta tot din, întâlnirile pe care le ai cu clientul, anumite evenimente la care participă clientul și poți să-i găsești publicul. De exemplu, am client pe zona de cosmetice profesionale. Acum 3 săptămâni am fost la un târg de așa de acest gen, am stat pe lângă el pe la stand ca să încerc să-i cunosc oamenii care vin, să știu cum întreabă, ce întreabă, ce vor stil de folie, de unghie, de nu știu de care. Ei, ia să vedem. Există acel lucru? Îmi notez anumite chestii ca să pot să le referez și mă ajută în dezvoltarea unei strategii. Și la fel știu de la el, ideal ar fi să știu de la el, care sunt produsele la care are marja cea mai mare de profit și să pot să mă focusez pe ele la început, pentru că atunci va simți. Caut soluții pentru a genera conținut creat de utilizatori pe site. Am făcut pagina de produs, am făcut-o foarte bine. Hai să ne și spune cineva că am făcut-o foarte bine. Hai să impulsionăm cumva, să ne dea niște comentarii, să ne dea niște share-uri, că se mai poate face și nu 100% natural la început, ca să poți să ai anumite lucruri. Toată lumea o face, nu cred că e cineva care nu... Ce spune? Nu. Ok. Toată lumea pe care cunosc eu o face și te cunoști pe tine. Toată lumea o face. Sfatul meu e, dacă
se întâmplă lucrurile astea, nu exagerat, adică să nu fie evident. Mi se pare normal să poți să ai anumite produse care sunt poate mai căutate, să poți să ai anumite, nu știu, să pui câteva întrebări pe pagina respectivă, să impulsionezi oamenii, să le dai după ce au comandat un mail în care să le ceri o opinie și să poți să, să poți să faci un pic de conținut creat de, de utilizator pe pagina ta, pentru că vei avea șanse foarte mari să treci mult mai rapid cu, cu ea. Optimizez elementele descriptive de pe pagina de produse. Dacă tot am o pagină, are produse, are niște poze, de obicei mai au și niște PDF-uri, mai au și niște videouri, în unele cazuri mai fericite, încerc să am grijă de ele și să le optimizez astfel încât să am potențial de, de trafic. Și ultimul, sunt atent să-i spun și lui Google ce mi-am pus eu pe, pe site, sunt atent la partea de microdata receiver, să aibă informațiile, să aibă elementele de care are nevoie și să mă diferențiez cumva de competitorii care nu folosesc aceste, aceste lucruri. Acum știu eu felul. Implementez pe site-urile pe care lucrez, implementăm microdata. Da, bun. După ce fac acest lucru, ajung, am niște trafic, am niște date pe care să, pe care să mă uit. Nu știu, trece timp, nu trece. Important e să ne, să ne uităm mult pe ce avem în, pe ce avem în interiorul site-ului. Un exemplu ăsta e exemplul de care spuneam că a fost atât de un client mai, mai vechi. Ei, și după 2 ani jumătate de campanie, cuvintele cheie care targetează homepage, categorii principale sunt generale și au volume de mii de căutări, îi generează sub 30% din, din trafic. Restul, de 70% din trafic organic, o să vedeți aici că am început de la 97 pur și simplu ca să pot să arăt jos showrows. Și e 1589 de pagini. Am trecut destul de mult prin ele și 90% sunt pagini de produse. Toate astea generează un click, două clicuri, șapte clicuri, foarte multe clicuri, dar generează acest trafic tocmai pentru că am fost foarte atent la pagina de produs și la caracteristicile pe care le-am le-am targetat. În încheiere, o să las doar tool-uri, cele trei tool-uri pe care le folosesc și în partea de analiză. Google Analytics, etc. avansate, Google Master Tools, mă uit, scot, eu folosesc Excel foarte mult. Îmi scot din Webmaster Tools, îmi scot query-urile, îmi scot landing page-urile, le combin, trag niște concluzii și mă mai uit dacă am loc și de obicei am. Odată campania SEO, clientul este convins să aibă și o campanie de Google Ads. Dacă nu face asta, nu se pare invers să fie o idee mai bună? Adică, de ce, uite, de exemplu, nu acum vreau să subliniez absolut, e mult mai simplu tu ca și client să dai seama de la bun început dacă long tail merge, da, în AdWords, și dacă da, ce? Îți merge mai bine o campanie de AdWords dacă e foarte bine făcută SEO? Da. Influențând, eu am zis că încerc să-l conving ca în paralel, deja e convins ca să fac o campanie SEO. Știe că la un moment dat SEO e gratis. Da. Face trend, urcă, face anumite lucruri. Eu încerc să-l conving încă din prima lună, de când a lansat site-ul, imediat după ce-l lansăm, să dea drumul la o campanie de Google AdWords ca să am date suplimentare de procesat. Dar da. Primul lucru, mă gândeam când am vrut să fac prezentarea, cum faci o campanie, cum faci un keyword research, dai drumul la o campanie de AdWords. Dar eu tot totuși... să fac asta. Stai un leg, dar keyword kind of research. Nu, vreau să spun cum faci o campanie SEO pentru că să dai drumul la o campanie de Google AdWords. Sunt niște date foarte importante pe care trebuie să stai acolo și dacă ca și specialist SEO ești familiarizat cu campania de AdWords a clientului și ai și acces la ea, nimic altceva, găsești niște date foarte interesante pe care tu le poți folosi. Vezi că ți caută tot felul de pantofi ciudați, vezi... Toc. Vezi că... Niște tocuri ciudate. Pantofii nu aveau nicio bine. Tocul era problema. O să...
problema. Poți să continui ulterior să te folosești acele date și să poți să le repartizezi. Ok, parte din datele astea care au convertit pe AdWords ar trebui cumva să fie și, să fie și în campania de SEO. Le duci o parte pe zonele de categorii produse, duci altă parte pe zona de articole ale blogului, ale zonei de informații, să încerci să aduci oameni interesați pe, pe acele cuvinte. Eu asta am avut de povestit. Nu v-am o consultanță sau nu v-am o consultanță? Nu iau bani, nu iau bani separat, dar consider investiție în creșterea relației cu el. Așa o consider, așa. Da, bine, eu lucru să mă gândesc. Așa se mai piața. Teoretic. E ca la SEO, investești eu acum și se întoarce. Poate nu știu cu prima. Amici! Campania de SEO. Tot așa, medie. Se întâmplă unul să vină cu grămadă de solicitări sau unul la unul să meargă bine. Medie așa. Săptămână? O săptămână dintr-o lună. Ce faceți din om să se întâmplă? Da, câte ore? Da. Câte ore? Alocă pe un client every SEO, un client foarte mare. Da, mi-i face. Și plătește săptămână. Tu vei să afli dacă se mai bine cu scai sau nu? Poate să fie un client, poate să fie un client mediu cu 5 categorii de produse. Să fie mediu la nivel de potențial, sau la nivel de... Nu știu dacă în categorie, dar în categorie foarte puternică. Din audiența... Mix? Poate să fie un client mediu în care să ții... pentru care să aloci un volum mai mic de muncă, dar clientul respectiv va ști de la început în ce timp îi aloci și... Special contează foarte mult cât e de mare site-ul. Dacă ai un site-ul care este cu 4 pagini, îți trebuie să pună, să faci. Dar pe asta zis de average, nici mai e nici mic. Foarte greu. Repriciu e foarte greu. Dar uite, am și o întrebare. Dacă site-ul are 15.000 de pagini da. De produs, cum faci pe fiecare pagină de produs? Doar da. Că nu le-ai la mult. Aici... Nu fac pe fiecare pagină de produs. Eu scot din toate, procesez toate datele pe care le-am. Am niște long tail-uri pe care pot să le generez. Pot să văd că anumite dintre ele au căutări. Câteva, una, două, mai mic decât 10 sau cum îmi arată, încerc să mă focusez pe alea, plus vorbesc cu clientul și îl întreb. Ok, spune unde sunt marjele tale mai mari, unde vrei să vinzi, unde poți, unde poți să câștigi și îmi focusez și restul fac dinamic. Restul fac, optimizez dinamic prin, nu știu, texte dinamice, type-uri dinamice, ce vrei tu dinamic. Asta mă mai rog așa din când în când să dau de programatori care să-și înțeleagă ce le zic. Mai este un termen despre care n-am vorbit niciunii dintre noi, este asta de trendul de căutare. Ai spus că ai un site cu 15.000 de produse, da? Dar acelea 15.000 de produse nu sunt toate o categorie, sunt mai multe categorii de produse. Acolo cel mai simplu este să identifici trendul de căutare. Adică, de exemplu, dacă am laptopuri, vezi că se caută așa, laptop plus brand plus model plus preț. Și este un trend de căutare pentru categoria de două. Exact. Întotdeauna este un pattern de căutare, indiferent de tipul de produse. Ai identificat trendul de căutare respectiv sau patternul respectiv și apoi faci optimizări din orice. Daniel? Da, nu e fost atât. Acolo mă refer la sezonalitate. Da, corect. Era ca să fac un gata, te spune. Am și eu să spune, ce fie toată Da, lucrez cu clienți cu plata la rezultat, dar lucrez după modelul următor. Îi fac ofertă cu ce înseamnă toate orele respective, tai undeva la jumătate 40% și zic că totuși ar trebui să-mi plătești o chestie și restul mi-asum eu. Adică ne asumăm jumătate-jumătate, dar în cazul în care ajung la rezultate plătești mai mult decât era prima. Corect. Normal. Și lucrez și mâncă mai atât de genul ăsta. Ce preferi? Preferi aia care cu partea de la mea și cu partea de la rezultat, m-am prefer să știu să negociez foarte bine plata la rezultat, pentru că de multe ori dacă îți faci treaba foarte bine, s-ar putea să
s-ar putea să ajungi ca fiul pe care îl negociezi un contract la început să fie mult mai mic decât potențialul pe care l-a adus fie. Prefer varianta asta cu plata rezultatul, pentru că e mai challenging, adică te face și clientul își amână așteptările. Îi oferi un grad de încredere, pentru că deja i-ai dat ceva, i-ai dat jumătate din fiul ăla, a primit niște bani de la tine, a făcut o economie din chestia asta și știe că te plătește dacă nu ai profit. Și dacă e penalizat între timp, fără să ai timp nimic? Și dacă e penalizat între timp? Cred că vrea să întrebi dacă îi dai mai înapoi. Jumătatea aia nu eu dau, jumătatea aia și eu asumă. Da. Poate să fie penalizat din X cauze, nu știu. E riscul meu, adică e un risc pe care mi-l asum. Asta nu e foarte bine să-ți asumi riscul ăla. Da, asta vreau ce să zic. You're a good guy! Depinde ce înseamnă aia 40%. Penguin update-ul, ultimul Penguin update a fost acum câteva zile. Înainte de el, a fost o pauză de un an. În care puteai să faci tu ce, puteai să fii tu cel mai bun SEO de, păi nu, dar de România. Nu era, nu era cel mai bun SEO din România, dacă eram afectat de timp. Poate ți-a venit clientul așa, penalizat, în februarie, penalizat de update-ul din octombrie anul trecut. Tu dacă faci plata la rezultat, nu știi când va fi următorul update care va scoate penalizarea, cu toate că ai făcut dizăpat, cu toate că ai scos link-urile puse de SEO-istul dinaintea ta și specialistul. Specialist. Ce faci atunci? Adică mai lucrezi cu plata la rezultat în cazul ăla, având în vedere că nu știi, nu s-ar putea să faci și anumite chestii. Hai să spunem, cred că lucrezi mai degrabă cu plata la rezultat în momentul în care vine cumva cu mine de la zero sau nu s-au făcut foarte multe lucruri. Adică nu există niște riscuri de penalizare, pentru că atunci le spun și n-am cum să-mi asum niște lucruri. Dacă e penalizat, când vine la cer la oferte? Dacă e penalizat, recomanzi să-ți treacă societatul? Pe cazul meu, mă refer. Nu, aici e discutabil. Poate el e penalizat și între timp penalizat așa cum este, pentru că și-a format un brand pe bucățica respectivă, vinde de 100 de milioane pe lună, așa penalizat cum este. Nu, este o optimizare. Nu ca el ca business. Tu ca optimizare începi optimizarea pentru penalizat sau îi recomandi de legat un apoc? Eu zic să vii, dar nu pot ăștia. Depinde de ce înseamnă site-ul ăla. Dacă site-ul ăla are cât de cât ok și el are cele 7 categorii principale penalizate, dar din simplu fapt că se numește așa site-ul, el vinde, încep să-l trebuie să-ți scoți penalizarea și poate în paralel, propui un alt proiect ca să poți să suplimentezi. Deci nu crezi la scoaterea penalizării. Da. Mulți. Mulțumesc. Salut.